Concluzia care e foarte importantă și care poate să șocheze pe multă lume este că există două entități complet diferite în zona cripto. Bitcoin și restul. Salutare, salutare! Daniel Tudor aici, ca în fiecare săptămână, cu un nou invitat special pe numele său Luca Dezmir. Luca, bine ai venit! Mulțumesc frumos pentru invitație! Cu tot dragul! În primul rând! O să avem parte de un pic de accent bănățean, pentru că Luca este din Timișoara și ne-a invitat aici în București, la studioul nostru, pentru a vorbi despre zona pe care o stăpânește foarte bine, zona investițiilor, în special cripto și imobiliare. Luca este cel mai vechi educator financiar din România. Poți spune asta? Într-un fel, da. Sunt împreună cu Burcaș, printre pionierii, primii, nu? Da, printre primii. Mm-hmm. Cred că el e cu jumătate de ani mai bătrân, cu ghilimele de rigoare, decât mm-hmm. mine, Eusebiu Burcaș, ca să se știe despre cine e vorba. Dar el în ultimul timp a glisat mai mult spre zona de business, deși a fost foarte activ în zona de educație financiară până acum câțiva. Ok. Deci spun că este printre cei mai vechi sau chiar cel mai vechi, pentru că în 2007 a deschis primul blog românesc întregime dedicat finanțelor personale. Exact. Și investiul se numea milionarumioritic.com. Se numește și acum Milionarul Mioritic și e o întreagă poveste interesantă legată de chestia asta, în sensul că eu în perioada respectivă niciodată n-am spus public că eu aș fi milionar, dar din denumirea asta așa s-a, toată lumea tu ești milionarul Mioritic. Nu, domnule, milionarul Mioritic era pur și simplu o sintagmă interesantă, atractivă și ca să țină, să-ți aducă aminte de titlul blogului respectiv. Fain. Mai activ acum am văzut că ești pe lucadezmir.com. Comunici mai mult acolo și aici puteți să găsiți pe acest site, pe lucadezmir.com, multe resurse despre investiții, în special în zona de cripto, cum s-a mai devreme. Și tot de aici puteți să o procurați și cărțile scrise de Luca pe aceste teme. Dintre ele, una care a rezonat cu mine se numește Ieși din labirint, găsește-ți libertatea financiară în stilul tău. Așa că, Luca, o să încep direct cu asta. O să te întreb cum poți să-ți găsești libertatea financiară în stilul tău. Deci, eu am început să scriu, hai să spunem mai altfel. Eu am scris fiction în tinerețe. Deci am o carte de, o culegere de povestiri science fiction. Asta e alt domeniu care mă pasionează foarte mult. Eu organizez și primul și singurul festival de film science fiction și fantasy din România, la Dumbrăvița, unde stau eu. Deci eu vin din zona asta de fiction și automat în momentul în care am început să scriu nou fiction, non-fiction, aveam în spate un antrenament, să zic așa. Și deschisesem în 2007 blogul Milionarul Mioritic și lumea a tot început să ceară mai mult, ar trebui să scriu o carte, ar fi bine, whatever. Și am zis, ok, hai să scriu despre chestia asta, pentru că eu am început această călătorie în zona finanțelor personale, mai bine zis în zona ce doream eu, independență financiară. Am început-o prima dată ca și antreprenor, că eu am un cabinet privat de stomatologie, asta e, să zic, profesia mea, și în 1997 am dat de Kiyosaki și am citit cartea lui Tată Bogat, Tată Țărac și am avut o revelație, adică mai bine zis un șoc. Eu până atunci mă consideram un individ de succes. Adică aveam propriul meu cabinet stomatologic, aveam un apartament cu 3 camere, soție, copil, mașină, în fiecare an făceam 3 concedii și am zis că eu sunt prototipul omului de succes. Și când am citit pe Kiyosaki, mi-am dat seama că de fapt totul este o iluzie. De ce? Pentru că eu eram un liber profesionist care își vinde timpul pe bani și în momentul în care eu mă opresc, fie că trebuie să mă odihnesc, fie că sunt bolnav, fie că trebuie să plec în concediu, da? Și sursa mea de venit se oprește. Da? Și oricum, vrând să îmi cresc câștigul, eu nu puteam să-l cresc nelimitat, pentru că resursa de timp este finită. Eu trebuie să am timp și ca să-mi refac capacitatea de lucru, ca să dorm, de exemplu, mai trebuie să am timp și pentru mine, pentru familia mea și așa mai departe.
Așa că această soluție de a ajunge la independență financiară, prima dată stabilitate și după aia independență financiară, nu era potrivită cu ceea ce îmi doream eu, din cauza acestor limitări. Și atunci am intrat mai adânc în zona educației financiare, am început să citesc, să investesc și așa mai departe. Și când am început să scriu cartea, că am făcut o buclă, asta o să te obișnuiești cu mine, când mi se pune întrebare, încep să mă duc pe toate direcțiile așa și să... E ok, așa. E fain. Am zis că ok, deja aveam în spate o istorie destul de lungă de... Deci asta era în 2008-2009, eu investesc în proprietăți imobiliare din 2001 și pe piețele financiare internaționale din 2003. Deci aveam în spate o activitate și niște rezultate. Am zis, ok, o să scriu cartea asta și o să o scriu în așa fel ca să arăt cât de deștept sunt eu. Și asta privind retrospectiv îmi dau seama că nu e o abordare tocmai bună, nu trebuie să arătăm noi cât suntem de inteligenți și de culți și de experimentați. Noi, dacă vrem să transmitem ceva, trebuie să adaptăm discursul nostru sau, eu știu, transmiterea informației la om, ca acesta, omul care ne citește, să aibă acele beneficii, să putem să transmitem informația și să ajungă cât mai bine informația la el. Dar asta nu știam atunci, sau mă rog, în tinerețea mea și dorința de a mă afirma, am zis că asta e cea mai bună soluție. A ieșit o carte de care sunt foarte, foarte mândru, am muncit destul de mult la ea și a fost cumva o sinteză a experienței mele de până atunci și a filozofiei mele în domeniul finanțelor personale și investițiilor până în acel moment. Între timp, 2008 am zis că a apărut cartea, acum e deja ediția a doua, lucrurile au evoluat. A venit criza financiară mondială, am trecut și eu prin ea, a fost o perioadă foarte interesantă în care la cabinet mi-au scăzut veniturile cu 60% și am trăit din rezervele strânse pentru că aveam și știam că va veni criza aici, și aici e o poveste foarte interesantă. În 2008 am scris pe blog că va veni criza și în România, care a venit în 2009 și toată lumea și-a bătut joc de mine. Asta, fără nicio problemă, poți să te duci pe blog și să vezi că toate articolele mele sunt cu timestamp, deci în URL-ul lor scrie și data la care au apărut. Deci știam că vine, am lichidat tot ce puteam să lichidez și am intrat în cash ca să rezist și a fost cea mai challenging, cea mai grea perioadă din viața mea din punct de vedere financiar și profesional, care m-a influențat profund, mi-a schimbat modul în care privesc lucrurile în privința finanțelor personale. De ce? Pentru că atunci eu eram stomatolog, era singura mea sursă de venit activ și pasiv. Soția mea încerca să facă o firmă și a eșuat și aveam investițiile în imobiliare și pe piețele financiare. Dar la noi în casă este o regulă. Banii de investiții nu există. Deci nu intrăm în ei, indiferent care e situația. Și atunci ce s-a întâmplat? Timp de un an și jumătate, noi angajându-ne într-un stil de viață, casă, doi câini și așa mai departe, care nu putea fi, ce să fac, să mă duc să-mi vând câinii, a trebuit să mergem pe un buget negativ. Și ce făceam? Mergeam atunci, aveam banii, mă rog, așa era filozofia mea de atunci, într-o casetă de valori la o bancă și lună de lună mergeam acolo să scoatem banii ca să acoperim deficitul de buget. A fost îngrozitor și soția mea a fost probabil și mai stresată decât mine, pentru că de fiecare dată când se ducea acolo la casetă vedea cum se împuținează cash-ul. Da. Dar mi-a schimbat profund în bine modul în care văd lucrurile din punct de vedere al finanțelor personale. Mi-a zis, eu nu vreau să mai trăiesc niciodată în tensiunea aia extraordinară, pentru că eram persoana care aducea singurul venit în casă. Și atunci am zis, trebuie să trec la surse multiple de venit și cât se poate dintre ele să le transform în timp în surse de venit pasiv. Și așa am mers atunci spre zona asta, care și acum o urmăresc. Și deja de câțiva ani suntem independenți financiari, continuăm în ritm accelerat economisirea și reinvestirea banilor economisiți în noi surse de venit active și pasive, dar cu
ideea de a le transforma în sunse devenit pasiv în, uh-huh. într-un final, inclusiv zona de business, o concepem și creăm un sistem ca el să funcționeze cât mai puțin aporte timp și de guidance din partea noastră. Îmi cer scuze, mai zic câteodată cuvinte în engleză. E foarte bine și mi-a plăcut povestea pentru că să știi că oamenii se conectează cu noi nu prin facts, deși nu ne plac, nu, fiind antreprenori, date, foarte multe date. Realitatea este că cei care se uită la noi se uită să se și relaxeze puțin. Sunt și sigur, da. Când vezi prea multe date... Infotainment, că da, dacă tot e să vorbim în termen de ăștia așa prețios. Așa că niște storytelling, să vorbim și pe, pe rongleză, intră foarte bine, așa că mersi pentru incursiune. Totuși, dacă ar fi să ne întoarcem la această particulă din titlul cărții, în stilul tău. Da. Deci cum poți să găsești libertatea financiară în stilul tău? Care au fost trei elemente din stilul tău pe care tu le-ai abordat, care sunt, să zicem, eticheta Luca Dezmir, și de acolo să vedem cum ar putea să-și găsească și oamenii cumva ruta pe stilul lor. Stilul meu, dacă ar fi să define stilul meu, întrebarea asta nu m-a pus-o niciodată nimeni și mi se pare interesantă. Stilul meu se caracterizează prin a aborda, deci hai să spunem altfel, citindu-l pe Kiyosaki, pe care mulți îl denigrează, îl critică și așa mai departe. Eu pot să spun că acea carte pentru mine a fost o trezire la realitate, era să zic oi cap col, o trezire la realitate și o schimbare enormă în bine a vieții mele. Și acele principii pe care le spunea și le spune încă Kiyosaki, că îți trebuie în primul rând o sursă de venit activ, o afacere în special care să aducă mulți bani și de unde poți să iei profitul, bineînțeles nu sugrumând afacerea și strângând, scotând tot profitul din afacere, că atunci vorba aia omori găina de armă. Deci să poți să scoți de acolo niște profit și să începi să investești cu el. Da? Și unde investești? În două zone mari pe care el le spunea, imobiliare și piețele financiare internaționale. Eu am făcut exact ce a zis el. Și acest model continuă să fie baza modului în care eu îmi cresc averea, ăsta e cuvântul, nu știu altul să spun. Dar aceste trei elemente, da, câștigul activ printr-un business, investițiile imobiliare și investițiile pe piețele financiare, eu am mai adăugat ulterior, datorită acestei experiențe pe care ți-am spus-o, ideea de venit pasiv. Multiple surse de venit pasiv. Practic ăsta a fost un element pe care tu l-ai văzut, care te definește pe tine. Stilul tău, practic, înseamnă ceva autentic ție, ceva care e pe deplin cu valorile tale, probabil cu femeia tu de a gândești. Și acum, întrebarea este unde intră cripto în toată nebunia asta? Povestea cu cripto, că nu m-ai întrebat, dar intru eu în ea. Era pe listă. Da. La un moment dat, deci, parcursul a fost următorul. Eu în 2003 am început să... Deci în 2001 am început investițiile imobiliare, în 2003 am început investițiile pe piețele de capital luându-mi un mentor și asta în general recomand celor care vor să pornească pe un drum pe care nu-l cunosc, da? Într-o zonă în care nu cunosc. Mentorul te ajută să scurtcircuitezi niște etape și o să vă spun și să economisești bani și o să vă spun un scurt episod. Mi-am luat un mentor în zona asta de investiții pe piețele de capital. El se numește Ior Cristian Manetti, era un italian care a venit în România atunci și a ținut niște cursuri de trading, de tranzacționare, de speculații. Și referitor, lecția învățată de mine referitor la mentori. Am plătit mii și mii de euro pe programele lui și programul de mentorat, că el avea cursuri, da? Și pe lângă puteai să intri într-un program de mentorat. Și am fost la cursurile lui, după a intrat într-un program de mentorat de un an de zile și la un moment dat m-am oprit sau ceva de genul ăsta. Și am zis, după ce am luat atâtea curse, am fost în program de mentorat, eu sunt Hercules, eu pot să fac față singur la toate problemele. Și ca de obicei, piața îți dă niște palme în momentul în care ești prea înfumurat. Mi se întâmplă tuturor. Și a picat piața de cripto. Și am luat un loss, adică am luat o pierdere pe piață dintr-o singură tranzacție, care a fost mai mare decât întreg programul meu de mentorat, ca și sumă. Și am zis, hopa, stai un pic.
prefer să dau banii și să învăț o chestie și să fiu cumva într-o zonă bună asta, în care greșelile mele sunt văzute și cineva îmi dă un feedback ca să nu intru în niște tranzacții care mă duc pe pierdere. Problema nu-i pierderea, pentru că pierderea oricum există. Problema este managementul pierderii. Pentru că nu ai cum să ai numai câștiguri din tranzacții. Eu vorbesc de tranzacții, dar lucrurile astea se întâmplă și în viața reală. Mai greșești și la firmă, mai greșești și în investițiile imobiliare, da? Dar trebuie să faci managementul pierderilor așa fel să minimalizezi aceste pierderi și să maximizezi câștigul. Și atunci un mentor la asta te ajută. Te ajută ca să îți faci această gestionare într-o perioadă în care tu de-abia ai început și nu ai experiență și chestia asta te ajută. Deci asta referitor la... E foarte bună asta, pentru că m-am confruntat des cu subiectul ăsta, cu faptul că oamenii trebuie să dea o sumă inițială ca să poată să intre într-o zonă de deep knowledge, cum o numesc eu pe franceză. Da. Adică să aibă acces la acești mentori, cum i-ai numit tu, poți să-i numești oricum, și coach, și trainer, da. Nici nu contează titulatura, contează faptul că ei au ceva ce tu nu ai. Da? Și foarte mulți români, dar foarte mulți români și prieteni de-ai mei inclusiv, care inclusiv mă urmăresc, au ezitarea asta în a da 200 de euro, 300 de euro, 100 de euro pe un curs. Da? Și le spun, mă, dar gândiți-vă puțin, cât de puțin plătești raportat la câștigul pe care vei avea la final. Am un curs făcut cu Bogdan Dinu, că-l cunoști pe Bogdan. Da, da. Pe zona de investiții imobiliare, nivel 2 l-am numit el, pentru că el mai avea un alt curs cu Valentin Nedel, da, cu nivel 1, care este, în care am pus foarte mult efort. Da, și eu și el, research foarte mult, content pregătit, înainte de a începe filmarea a fost vreo 2 luni de studiu și de... Înțeleg foarte bine, da, că și eu fac cursuri, știu ce înseamnă. Și na, eu sunt seller la bază, eu așa mi-am început incursiunea în lumea profesională, în mai multe domenii înainte de a ajunge real estate, și compania noastră, pe compania pe care o conduc, este eminamente o companie de vânzări, o organizație de vânzări în zona de proiecte rezidențiale. Și atunci am acest drive și eram într-un curs cu Bogdan Dinu, aveam cred că 2500 de oameni într-un webinar și terminasem zona de knowledge, de deep knowledge, cum o numim noi, și am ajuns la zona de sales. Bogdan e mai reticent așa, nu o dă direct. Sunt, stai puțin, primește aici in a nutshell, da, într-o oră super informație și în curs mai ai încă 16-17 ore în plus, da, pe lângă, da, asta, pentru că ai de să plătești undeva între 150 și 300 de euro, adică este, da, absolut peanuts. Câștigul, în schimb, leverage-ul, pârghia pe care o obții din asta în investiții imobiliare care sunt la nivel de cel puțin 10.000, mai nou la nivel de 100.000, deci în cel puțin 10.000 dacă folosești niște credite imobiliare, este imens. 1% câștig la 10.000 de euro deja este acea 100 de euro. Depășește. 1% și 1% este peanuts pentru industria noastră. Da. Adică așa sunt cifre care... Așa. No. Așa cum este că mi-a aruncat-o la final, că simțeam de mult nevoia să zic despre asta. Acum, lucrurile pot să le iei dacă, așa se zice, nu că un om inteligent învață din greșelile altora. Poți să le iei și să le simți pe pielea ta aceste greșeli, cum e ceea ce ți-am spus eu mai înainte. Adică simți la buzunar că... Sau poți să fii inteligent și să mergi pe direcția asta. Ideea de bază este că oricum ai nevoie de un mentor. Chiar dacă mentorul nu este o persoană care te ține de mânuță și te trage după el, mentorul poate să fie și o persoană, eu îl consider pe Kiyosaki un mentor pentru mine, chiar dacă a fost persoană absentă, să zic așa, dar prin cărțile lui pentru mine a fost un mare pas înainte și mi-a schimbat viața. Dar te ajută chestia asta. Da? Care era întrebarea? Cum ți-am zis, eu mă duc în toate direcțiile. Uite, da. Că ai zis de mentori. Da. Am avut discuția asta cu un coach din echipa lui Andy Sechei, pe Andy, îl cunoști? Care avea o problemă cu faptul că oamenii care îl urmăreau pe el îl denumeau pe el mentor. Știi? Și spunea că relația de mentorat este o relație foarte puternică, da, între mentor și mentee, cel mentor. Da. Și că poate să aibă repercusiuni și asupra mentorului. Și am spus, bă, stai puțin, dacă eu te urmăresc pe tine și apreciez enorm de mult la tine ceea ce tu faci și mă ajută în devenirea mea, chiar dacă nu te văd fizic. Asta e și părerea mea. Chiar dacă nu te văd fizic, chiar dacă nu interacționezi, da,
Și e fain așa când o gândești în felul ăsta, cât de mult te poate ajuta, că înseamnă că practic pe parcursul a vieții tale până acum, să zicem, chiar și a câțiva ani, poți să ai mentor pe Elon Musk, pe Bill Gates, pe Luca Dezmir. Cred că îți place comunitatea în care te-am băgat. Ești drăguț, da, ești drăguț, mulțumesc. Pe Bogdan Dinu, pe cine vrei tu. Și cred că simplu fapt că i-ai acolo ca oameni către care tinzi, te face pe tine un om mai bun, pentru că n-ai cum să iei lucrurile negative de la Elon Musk și Bill Gates. Da. Sigur, te vei la pozitive și numai simplu fapt că în mintea ta sunt oameni către care tu ai tinde. Corect. Care o parte să devii din ei. Corect. Deja ai făcut un bine în umanității, adică de ce să nu-l denumesc pe Bill Gates mentor? Și aș zice că modalitatea asta de mentorat pasiv, hai să zicem așa, în care tu ai o întrebare, dar nu l-ai pe mentor față în față să-l întrebi, dar poți să cauți în opera lui, articolele lui, cărțile lui, răspuns la întrebarea ta, este și mai benefică pentru tine, pentru că în momentul în care ai un mentor și doar pui întrebarea și el îți dă răspunsul pe tavă, tu n-ai făcut niciun fel de efort. Exact. Dar în momentul în care tu te uiți și cauți în corpusul creației lui răspuns la întrebarea ta, însăși procesul activ de căutare este pentru tine un beneficiu. Deci din punctul meu de vedere, un mentorat pasiv de acest gen este mult mai bun pentru tine ca și mentee, ca și învățăcel, că te ajută și din punctul ăsta de vedere că depui un efort activ. Știi că o să cauți la acel mentor și probabil o să găsești răspunsul și dacă ți-l ales bine, în mod sigur vei găsi răspunsul și te ajută și parcursul. Da. E un drum fenomenal și în momentul în care ai mers pe drumul ăsta se deschid niște oportunități imense. Știu cu Andy, că am lucrat treaba asta la început cu Andy Sechei și îmi spunea tuturor, era un bootcamp sau un program al lui. Și spunea că, ok, e fain să fii cât mai deschis către oportunități. Pe lângă asta, este benefic să-ți alegi o persoană, un mentor, de nu anumit mentor, dar este o persoană, pe care o să urmărești mai mult. Da. Și ia-ți, stai lângă acea persoană 3-5 ani. Nu citi doar două rânduri, două articole pe net sau un podcast și te oprești acolo. Nu, stai, dacă rezonează cu tine, stai 3-5 ani cu ea. Și vezi cum poate să evolueze relația, chiar și pasivă, cum ai menționat tu. Pentru că se vezi niște oportunități din așa, atunci am înțeles și a clicat cu mine, prin faptul că vezi ce a făcut acest om sau ce face acest om și în spatele scenei. Adică aici ai ocazia să-l explorezi mai mult. Pentru că așa e frumos când zici despre, nu știu, Warren Buffett, apare și vorbește el despre economia lumii și ce se va întâmpla. Da, și oare m-a făcut omul în final. Absolut. Tot a trecut și printr-o suită de greșeli, tot și el are emoții, are persoane care sunt dragi, persoane care pleacă lângă el, persoane care vin lângă el. Și atunci nu mai e relația în care doar îl admir pe o persoană, spui, mamă, ce bine ca el, dar niciodată n-ai cum să ajungi ca el. Nu, frate, Warren Buffett tot om. Și dacă citești biografia lui, Snowball, te conectezi cu lucruri pe care fiica Antonio l-a făcut la un moment dat în viață. Și e fascinant că să poți să ai un astfel de mentor, cum l-am denumit, și să vezi și lucrurile pe care el le-a trăit și le-a depășit. Pentru că cred că din asta avem cea multă inspirație. Așa e ușor să spui, vai, Elon Musk, 200 de milioane și mai știu cum are avere, whatever. Și să zici, păi, ăsta e God, ăsta e Dumnezeu. Asta e puțin că și Elon Musk în copilărie, prin ce a trecut. Și eu îl urmăresc de vreo 2 ani de zile, așa... Da. Am avut niște revelații tot așa urmărindu-l. Da, și cum a fost aproape de faliment și cu SpaceX și cu Tesla și cu... Și a mers mai departe. Și lipsa asta lui de atașament față de... Mă rog, nu e o lipsă totală, dar e într-un fel o lipsă de atașament față de bani, cum a câștigat din PayPal și pe aia a băgat pe toți în alte business-uri. Cu un risc imens, adică a fost un venture capital de ăsta. Într-un moment, de asemenea, în anii 2000 la început. Da. Despre ce vorbim? Nu exista așa ceva la momentul ăsta, cu ce vorbim noi acum, sustainability și tot. Și curajul pe care l-a avut, când vezi provocarea pe care l-a trăit-o, atunci îți dai seama că stai puțin, că pot să mă și o provocare pe care în viața mea, dar anumită magnitude, nu trebuie neapărat să mă mut pe Marte, să colonizez Marte, și să caut să depășesc, având curaj să fac asta. Adică am povestit deja total. Am luat-o pe Artură bine de tot, da. Bun, hai să vorbim puțin despre cripto, pentru că sunt printre oamenii care numesc și fan cripto. Eu nu sunt, dar poate mă face Luca să fiu. De ce nu sunt? Și după aia, corect, de ce hai nu să sunt? Vedem. Începem cu asta, da? Okay. Pentru că
mie îmi place să investesc în lucruri în care le înțeleg foarte bine. Corect. Și cripto recunosc că nici până în ziua de azi nu înțeleg foarte bine și am citit cărți de blockchain, revoluția blockchain, tot ce am simțit de blockchain că mă putea ajuta. Nu am înțeles foarte bine atu cripto. Am investiții în cripto, dar este absolut marginal, extrem de marginal și doar pentru că am vrut să vă asist și eu când intru în discuție pe tema asta, să nu stau departe, să ascult și să fiu și eu în discuție, știi? Eu prefer fie financial assets, fie hard assets, fie business. Da? Dar totuși sunt convins că ceva acolo este, pentru că e o lume cu mulți educatori financiari, mulți oameni din zona, să zicem, nu știu dacă educat e cuvântul, care au deep knowledge, care trebuie să aibă sens, adică nu cred că te-ai băgat nici tu să studiezi fenomen dacă nu ar avea ceva sens acolo. Și acum îți predau legătura. Okay. Ca să facem sau să pornim direct cu concluzia, că am observat că chestia asta de multe ori e mult mai eficient decât să vorbești, eu știu, 10 minute și după aia să spui concluzia, spui concluzia, vorbești despre ea și încă o dată tragi concluzia. Concluzia care e foarte importantă și care poate să șocheze pe multă lume este că există două entități complet diferite în zona cripto. Bitcoin și restul. Nici măcar Ethereum nu intră? Nimic. Nici măcar. Da? Okay. Deci există Bitcoin și restul. Lumea când spune cripto se gândește și la Bitcoin. Dar nu este aceeași chestie. E ca și cum ai compara, eu știu, nu că mere cu pere, mere cu ridichi. Da? Și merele și ridichile le putem mânca. Dar merele sau perele sunt mult mai gustoase decât să iei o ridiche și să o mesteci. N-are... Da, nu prea am văzut oameni să meargă pe stradă de mâncând ridichi. În schimb, mâncând mere, da. Diferențele sunt legate de filozofia modului în care este folosit blockchain-ul. Da, care blockchain-ul ăsta e baza și e marea descoperire care a avut loc în zona asta IT. Se zice de către specialiști că dacă vom privi peste 100 de ani în spate, revoluția legată de computere, vor fi trei etape importante. Prima etapă va fi inventarea microprocesorului, apariția computerelor, evident. A doua etapă, apariția internetului, adică comunicarea între computere. Și a treia etapă, apariția blockchain-ului, care este soluția la bazele de date care sunt safe, nu se pot schimba, sunt inatacabile și au tot felul de chestii implementate peste ele, se pot construi deasupra layere, straturi de aplicații. Da? Și dacă te gândești așa, e foarte logic. De ce? Pentru că microprocesorul este unealta care prelucrează informația. 2. Internetul este infrastructura unde circulă informația. Și 3. Blockchain-ul este modul în care este stocată informația. Totul e legat de informație. Da? Ok, makes sense. Și atunci, din start, dacă privești lucrurile astea dintr-o perspectivă mai largă, îți dai seama că blockchain-ul este de bază. Da? Nu e doar o șmecherie care a apărut, o modă, o... eu știu, da? Și atunci, trebuie să plecăm de la origini. Care este originea? Bitcoin este prima criptomonedă. Trebuie să ne uităm de ce s-a produs această criptomonedă. În spatele Bitcoin stă filozofia cypherpunk. Cypher, nu cyber. Cypher înseamnă, vine de la cypher, care înseamnă criptografie. Okay. Acești specialiști care erau IT-iști, filozofi, lingviști și așa mai departe, care au constituit această mișcare a cypherpunk, plecau de la ideea, ei erau libertarieni, sau mă rog, unii erau anarhiști chiar, adică nu vreau să aibă de-a face deloc cu statul. Ei au plecat de la ideea că statul este o instituție sau o structură opresivă care ne limitează drepturile noastre, care tot mai mult intră în lumea noastră intimă, inclusiv în zona asta a comunicațiilor, e-mailul se citește și așa mai departe.
Și ei, din punct de vedere filosofic, se simt obligați ca să ofere niște unelte oamenilor ca să iasă din această situație care e tot mai opresivă vis-a-vis de libertățile noastre, oferi niște unelte. Uneltele astea vin din zona criptografiei. Și primul lucru care l-au produs acești cypherpunk a fost un mecanism gratuit de criptare a informației. Da? PGP, Pretty Good Privacy, a fost primul program oferit gratuit care avea o capacitate de încriptare a informației la nivel militar. Da? Deci, nu că nu poți să spargi acest tip de încifrare, dar îți trebuie așa o cantitate mare de computere și timp și energie și evident și energie, dar când spui computere înseamnă bani, resurse alocate și așa mai departe, că nu ai avea cum să, dacă toată lumea ar folosi sistemul ăsta de încriptare a informației, nu aveai cum să-i urmărești pe toți, pentru că era necesar atât de multe resurse, încât nu existau resurse pentru a-i urmări pe toți. Da? Și asta au făcut. Acum, lumea nu are probleme cu chestia asta, că, ca dovadă că PGP-ul nu se folosește larg. Toată lumea nu are nicio problemă cu... Se uită statul în e-mail-urile astea, nu-i deranjează. Următorul pas pentru eliberarea individului, da, a fost găsirea unui sistem monetar care nu depinde de stat. Da. Și aici ar trebui, deci ar fi extraordinar dacă am putea să avem o discuție numai pe chestia asta, eu sunt absolut prins de se vede. Pasionat. Banii au fost inventați, primii bani propriu-ziși pe care îi cunoaștem noi ca și monede, au fost un aliaj natural de aur și argint, care se numea electrum și care a fost folosit pentru a bate monede. Erau bucăți care erau cu o ștampilă. Și aceste monede au fost făcute în Lidia, înainte de era noastră. Lidia e teritoriul Lidia, actual al... Nu, este o insulă. E o insulă, așa. Okay. Și în Lidia a fost folosită de regii locali ca să plătească mercenarii care păzeau cetatea. Da? Și asta este esența banului pe care lumea nu o cunoaște. Banii sunt un instrument al puterii. De ce? Dacă vrei să duci un război, ai nevoie de bani. Corect? Ca să plătești mercenarii. Așa era atunci, așa e și acum. Acum nu plătești mercenarii, mai plătești și mercenarii. Vezi la americani care au aceste contractors, le zic ei, care practic sunt firme care oferă servicii de pază, protecție, whatever, sau chiar atac, așa, un fel de mercenari. Deci asta este funcția esențială a banilor. Este o funcție de putere care se proiectează pentru a te apăra pe tine în cazul nostru sau pentru a face cuceriri sau pentru a extrage valoare de la supuși, de la cetățeni. Cum? Invenția extraordinară a taxelor care au ajuns pe vremea romanilor la o apoteoză. Există multe elemente de drept roman care există în zilele noastre. Da? Dar să ne întoarcem. Banii sunt un instrument al puterii, un instrument al puterii centralizate. Că înainte erau regii, că acum îi zice stat. Nu contează, ai o putere centralizată. Acești bani sunt produși de către această putere centralizată. Da? Banca Națională a României emite leu. Banca Centrală Europeană pentru Comunitatea Europeană emite euro. Ei, fiind produs, este și controlat. Și ca atare, fiind controlat, cum se controlează? Prin emisie monetară, da? Adică bagi mai mulți bani pe piață sau îi retragi. Prin rata dobânzilor, da? Toate chestiile astea ne influențează pe noi, toți ca cetățeni, dar și mediul de afaceri, evident. Tu știi foarte bine, în funcție de rata dobânzilor, crește sau scade piața imobiliară, da? Deci ei controlează, e o modalitate de control și de exercitare a puterii. Ce au zis libertarienii? Ok, ăsta e modelul cu care trăim de mii și mii de ani. Cum putem noi să schimbăm modelul și să redobândim puterea asupra banilor? De ce? Banii sunt foarte importanți. E una dintre elementele, una dintre invențiile esențiale ale omului. Ne dă capacitatea să facem schimburi, da? E mediul de schimb, mediul de stocare a valorii. Astea sunt funcțiile banilor, avem nevoie de bani. Hai să facem noi un sistem
monetar care să nu fie în mâna statului sau unei entități centralizate. Atenție, unei entități centralizate. Să nu fie controlat de o entitate centralizată, să fie un sistem peer-to-peer, deci distribuit către toți membrii, da? Și să fie cât mai rezistent la atacurile exterioare. Și dacă vrei să te gândești la SIP Talent, anti-fragile, da? Ok. A fost brand mind, so you can interrupt. Așa. Ca urmare, au fost de-a lungul timpului în această comunitate de cypherpunk o mulțime de oameni care au încercat să facă o monedă electronică care să aibă această utilizare financiară și care să aibă aceste proprietăți de care ți-am spus eu până acum. Nu s-a reușit. Una dintre cele mai mari probleme a fost problema dublei cheltuiri, double spending. Adică aceiași bani să nu fie cheltuiți și de tine și de mine. Da. S-a rezolvat și s-a obținut un sistem funcțional în momentul în care s-a lansat Bitcoin. Prima dată a apărut white paper, deci acel document în care se descrieau matematic și toate principiile, da? De către Satoshi Nakamoto, mă rog, nu știm încă dacă e o persoană sau un grup de persoane, probabil o persoană după analizele lingvistice ale tuturor posturilor pe care le-a făcut el. Și Satoshi Nakamoto la începutul lui 2009 a lansat rețeaua, a început să mineze Bitcoin, el, deci nu, și acum ajungem imediat la altcoins și de ce e atâta, de ce există Bitcoin și altcoins. Și acest proiect extraordinar a început să se dezvolte singur. Cum funcționează el? Pe baza faptului că există o organizare, da? Care îi permite să fie autonom și să se autoregleze. Da? Game theory. Da? Nu ai nevoie de un BNR. Nu ai nevoie de nimeni. Există niște reguli care sunt încriptate în programele respective și există trei mari actanți, da? Care între ei, jocul lor de putere determină echilibrul rețelei. Da? Game theory, teoria jocului. Care sunt cele trei forțe, da? Sunt minerii, sunt nodurile și sunt programatorii care programează codul. Cele trei, ca să îți dai seama cam despre ce e vorba, o analogie ar fi executivul, legislativul și judecătorescul în sistemul democrației actuale. Echilibrul dintre aceste trei puteri creează democrația. Echilibrul dintre cele trei elemente de care ți-am spus eu, minerii, programatorii și deținătorii de noduri, creează acel echilibru în game theory ca sistemul să crească, să se dezvolte și să fie antifragil. Ok, makes sense, da. A apărut Bitcoin, nimeni nu știa dacă va reuși, whatever. Suntem acum și știm că a reușit și crește și că e antifragil și whatever. Lucru foarte important este că întreg codul și întreg sistemul a fost deschis, pentru că asta e una dintre chestiile importante. Dacă faci un lucru care să fie destinat comunității, trebuie să fie complet transparent, să se vadă că și să nu există o putere care îl conduce așa mai departe. Și ce au apărut? Criptomonedele, da? Care s-au folosit de codul de la Bitcoin și au transformat codul de la Bitcoin și au făcut propriile monede. Ei, tot ce înseamnă criptomonede nu respectă aceste principii esențiale pe care le are Bitcoin. A venit Gary ăsta de la SEC, cum îl cheamă? Whatever. Și a zis că în afară de Bitcoin toate sunt securities. Da? De ce? Pentru că au un centru de comandă, să zic așa, da? O putere centrală. Fie că îi zice că îi inițiatorii care își iau la emiterea acestor criptomonede și iau o parte din criptomonede, sunt pre-mined, să zic, adică pre-minate, adică niște monede care sunt ale lor și după aia le vind, da? Fie că este un comitet de conducere, whatever, există o chestie centralizată de comandă care dictează această dezvoltare ulterioară a întregului sistem. Deci ajungem la centralismul ăsta de care a vrut Bitcoin să scape.
Deci, practic, sistemul ăsta care e antifragil de la Bitcoin nu poate fi replicat la Nu poate fi replicat monedă. Pentru că este pur și simplu sistem, întreaga structură de funcționare a altcoinilor se bazează exact pe aceeași chestie, o chestie centralizată. Uh-huh. Există un om care a gândit sistemul și ăla are frâiele în mână. Vezi Vitalii Buterii, că m-ai întrebat de Ether. Uh-huh. Da? Și Ethereum. Deci, practic, Bitcoin-ul nu are un BNR, însă fiecare altcoin, că e Ethereum, care e altceva, are o companie care l-a Nu are spus, neapărat o companie. Poate să aibă o companie, un grup de oameni, da. Un inițiator, whatever. Uh-huh. Cineva care reține în mână frâiele. Care are strategia și, practic, a creat exact ca un BNR. Și care poate să facă ceea ce face și BNR-ul. Crește masa monetară. Taie. Asta face Ethereum. Nu? Uh-huh. Arde Ether... aduce în ființă Ether și așa mai departe. E un fel de BNR acolo, să ne înțelegem. Da? Deci cripto nu are nimic de a face cu Bitcoin. Da. Și în momentul în care înțelegi chestia asta, că Bitcoin e aici și restul e cripto și că Bitcoin în sine este o propunere absolut genială și revoluțională în ceea ce privește banul ca și unealtă în activitatea umană. Pentru că este prima dată în istorie de când există banii în care banii nu sunt produși de unitate centrală emitentă, nu este controlată decât de oamenii care participă la distribuită peer-to-peer și are o structură cu ghilimele de rigoare democratică, dar de funcționare, cei trei stâlpi ai puterii de care spuneam eu, care în sine sistemul este făcut ca să fie stabil și să se dezvolte în timp. Da. Când îți dai seama de chestia asta, înțelegi de fapt că Bitcoin nu are cum să nu fie unul din actorii principali la nivel monetar în viitor. Asta ce înseamnă? Nu înseamnă că, nu înseamnă că Bitcoin o să înlocuiască toate monedele și o să fie numai Bitcoin. Nu. Bitcoin va fi un actor extrem de important în viitor, indiferent cum va fi configurația monetară, soluțiile monetare a acelui viitor. Care sunt soluțiile monetare? Fie cele actuale cu banii obișnuiți, fie ce se promovează acum CBDC, Central Bank Digital Currency. Deci această monedă virtuală care este produsă de către băncile centrale, da? Care va fi unealta extremă de control asupra noastră. Adică un e-ron, e-USD, e-ceva, da? Da. De ce? Pentru că sunt bani programabili și cei care fac chestia asta, adică care lucrează la aceste monede, spun și recunosc, sunt niște bani programabili. De exemplu, te plătesc pe tine în această monedă. De zicem e-dollar. Așa. Și eu pot să codez, cum e codat în Bitcoin, o caracteristică a acelei monede. Eu te plătesc pe tine și tu trebuie să cheltui toți banii până la sfârșitul lunii. Dacă nu-i cheltui, acei bani dispar. Hmm. Okay? Ce mai pot să codez? Să zicem că banii aceștia sunt un ajutor de stat. Ți-i codez ca să nu poți să-i folosești decât să cumperi mâncare și așa mai departe. Nu poți să cumperi țigări, băutură și așa mai departe. Da? Da? Interesant. Deci, ca să nu mai spun faptul că există o entitate centrală, banca centrală care emite această monedă, care știe toate mișcările pe care le faci. Da? Ce mai poate să facă această... Bine, într-un fel rezolvă problemele treaba asta, pentru că, uite, acum cu fondurile europene, știm, vin la noi PNRR cu o grămadă de miliarde, zeci de miliarde, okay. Care trebuie cumva controlată. Aici începe discuția filozofică. Da. Care e discuția filozofică? Ne place control sau ne place libertate? Hai să spun altfel. Chinezii au yuanul electronic, care a fost implementat încă înainte de COVID. Pe vremea COVID-ului, da, dacă ieșai, ei au definit niște zone de carantină. Dacă ieșai din zona ta de carantină și încercai să cumperi cu yuan, nu puteai. Înțelegi? Deci este un instrument de control total. Dacă ție îți place, adică dacă tu vrei să renunți la libertățile tale în ideea că, ok, acest control va duce la faptul că fondurile europene se vor ști exact unde se duc banii și așa mai departe, e ok. Asta este opțiunea ta. Dar pentru unii, această opțiune este
de neacceptat. Da? Deci, ce, lăsând la parte această discuție care ți-am zis merită un podcast separat. Da, da, da. Asta e important să înțelegi, că Bitcoin este exponentul unei viziuni asupra ce înseamnă banii în viața civilizației noastre. Este o propunere funcțională a unui nou concept. Banii nu sunt ai statului, nu sunt controlați de stat, ei sunt ai celor care vor să intre în sistem cumpărând Bitcoin sau minând Bitcoin sau rulând un nod de Bitcoin. Deci este un sistem democratic monetar. Da? Și dacă reușești să înțelegi chestiile astea și să vezi că de fapt faptul că el funcționează atâta timp deși a fost declarat mort de 200 și ceva de ori de când a apărut și are un atac continuu asupra lui și el continuă să funcționeze și rata de hash crește, adică capacitatea rețelei de a procesa plățile și așa mai departe, o să-ți dai seama că nu are cum să nu fie un sistem care va avea locul lui în viitoarele ecosisteme monetare. Deci o spui că practic vom trăi o lume în care va fi și Bitcoin, vom fi și yuan electronic, da, și euro electronic, exact, și așa mai departe. Și poate și alte monede de hârtie. Poate și alte monede de hârtie. Un mix. Da. Ideea care este? Ideea, bun, și zicea, bun, ok, so what? Da? Păi mine nu mă interesează să investesc în Bitcoin sau să folosesc Bitcoin pentru că eu am e-ron sau e-euro, whatever. Și aici vine discuția interesantă. Nu vor exista în istoria Bitcoin mai mult de 21 de milioane de Bitcoin. Uh-huh. În momentul de față sunt 19 milioane și ceva, 20 de milioane. Între, da? Care știu că sunt și o parte deja dispărute forever. Da, da, se zice că sunt pierdute pentru că oamenii au pierdut cheile private și whatever. Ce înseamnă asta? Înseamnă că dacă tot mai mulți oameni vor vedea utilitatea Bitcoin, și aici iarăși o discuție, cine? În niciun caz tu și cu mine nu, poate nu vom fi dat pe spate, dar niște persoane care sunt unbanked, adică nu au acces la servicii bancare din mai multe motive, în țările foarte, foarte sărace, care pentru ei Bitcoin este o soluție de supraviețuire economică, da, ăia o să adopte, tot mai mulți oameni vor adopta, dacă tot mai mulți oameni vor adopta și vor folosi o cantitate strict limitată de bani, da? Uh-huh. Ce se întâmplă? Păi legea cere și oferte. Da, automat va crește valoarea Bitcoin raportată la celelalte monede fiat, da? Euro, dolar și așa mai departe. Uh-huh. Da? Și asta ce spune? Că pare să fie o bună oportunitate de investiție și de economisire de bani fiat pe termen lung. Și dacă te uiți la Bitcoin, vei vedea că există niște cicluri monetare, cum există la ciclurile economice, el crește, scade, crește, scade, dar în esență, dacă te uiți pe o perioadă mai mare de 5 ani, el întotdeauna crește. Nu înseamnă evident și nu este o recomandare de investiție, nu înseamnă evident că acest lucru se va întâmpla în viitor. Eu îți spun ce s-a întâmplat până acum, da? Din 2009, de când e în funcțiune Bitcoin. Da? Dar eu, după ce studiez din 2017 problema asta, am ajuns la concluzia că, părerea mea, Bitcoin, pentru că sunt trader și tranzacționez, voi lucra în procente, în probabilități. Probabilitatea ca Bitcoin să reziste în următoarele sute de ani, sau mai bine zis până când apare o soluție și mai elegantă și mai revoluționară decât Bitcoin la problema monetară, probabilitatea de a supraviețui și de a fi un actor important și de a crește prețul de sute, mii de ori, nu știm, este extrem de mare. Nu zic că se va întâmpla, da? Dar probabilitatea, după părerea mea, este extrem de mare. Încă o dată, nu este o recomandare de investiție, este doar o constatare a mea după ce am stat zeci de mii de ore și am studiat pasionat subiectul respectiv. Da? Deci, practic, în final, la bază, Bitcoin este un store of value, da? Este un loc în care... El este un store of value, da. E medium of exchange, ca să traducem. Deci este, are caracteristicii
cele banilor, da? Uh-huh. Un mediu de schimb, da? Se poate plăti da. Cu el. Și aici e o altă discuție, mă rog, nu intrăm în detalii, că foarte scumpe tranzacțiile Bitcoin, deasupra lui Bitcoin există un al doilea strat, second layer, care se numește Lightning Network, unde o tranzacție costă 0,26 cenți americani. Okay. 0,26 cenți americani per tranzacție. Cât e tranzacția minimă la Visa? Taxa de tranzacție. Nu știu, 0,5% sau ce asta, da? Da, sau uh-huh. minim un sau dolar minim, și ceva. Da, un dolar și eu. Uh-huh. Da, așa. Deci este și mediul de, de plată. Deci practic de salvăm și bani. Este și transferând între noi. Salvăm și bani. Da, da. E okay, mai este. De aia asta e viitor. Deci Bitcoin pune ca ofertă un model care bate la fund în toate direcțiile tot ce înseamnă sistem monetar actual. Uh-huh. Ca și viteză de tranzacție și preț. Exemplu. Uh-huh. Visa, numărul de tranzacții pe secundă al Visa e undeva în jur de 25-35 de mii de tranzacții pe secundă. Uh-huh. Au testat, Visa fiind cel mai mare, au testat sistemul ca să vadă cât duce. Visa duce 65 de mii de tranzacții pe secundă. Ok. Vorbim de Lightning Network. Tocmai am vorbit mai înainte de preț, Visa are de la, uh-huh. eu știu, 0,51 dolari per tranzacție taxă, Lightning Network are 0,26 cenți. Viteză. Visa 65.000, Lightning Network 2 milioane. Ok? Gândește ce ordin de mărime. Și viteza e mai mare. Sunt pe net tot felul de filme în care îți arată unul cu Visa și unul cu plătește cu Lightning Network și merge mai repede decât Visa, da? De ce merge mai repede? Pentru că structura e mult mai simplă, nu e 10.000 de serveri prin care trebuie să treacă, să se valideze și nu știu ce. E sistemul mult mai simplu. Okay? Da. Și atunci, având un produs / serviciu care este mai ieftin, mai rapid și mai accesibil, da? De ce e accesibil? Ca să folosești Lightning Network, îți trebuie Bitcoin. Ai cumpărat Bitcoin, oricine poate să cumpere Bitcoin. Ca să folosești Visa, îți trebuie ca un bancar. Du-te în Bangladesh, în cel mai nenorocit sat de acolo și întreabă câți oameni din sat au cont bancar. Înțelegi ce vreau să spun? Deci, pragul de intrare e quasi inexistent. Oricine are niște bani poate să cumpere Bitcoin. Pragul de intrare la rețeaua Visa este cardul bancar. Miliarde de oameni, cam un miliard și jumătate de oameni sunt unbanked, nu au posibilitatea să-și deschidă cont bancar, pentru că nimeni nu se duce în satul ăla amărât din Bangladesh să deschidă o agenție bancară. Bun, cu asta m-ai convins. Ok, da. Și să revenim la altcoins, da? Până la altcoins. Da. Este un store of value, da. Are un flux de exchange foarte rapid. Da. Da. Prin Lightning Network, da. Da, și crește și valoarea în timp destul de probabil. Să zicem că avem o rată. Să zicem că avem crește, da. potențial de creștere, da. Mare. Totuși ce poți face cu ei? Că în afară de să-ți transferi ție și tu să-mi transferi mie sau să transferi lui X și lui, care suntem în această rețea, din nefericire, în momentul de față, sunt puține alte opțiuni. Adică nu mergi la Carrefour și cumperi cu Bitcoin. Da. Se poate cu Bitcoin acum, nu? Uh-huh. Și nu direct cu Bitcoin, dar îți spun cu ce. Mai important, nu poți să cumperi imobiliare cu Bitcoin. Ba, poți să cumperi. În România nu poți. Ba, da. Este un teren în Oradea care se vinde pe Bitcoin. Da, da. Știu poveste. Nu se vinde per se pe Bitcoin. Dar? Pentru că notarul nu poate okay. autentifica asta. Așa. Se vinde pe valoarea Bitcoinului în moneda locală conform BNR / ANCP și mai departe. Da, nu se vinde pe Bitcoin, dar se vinde cu Bitcoin. Păi nu, tu poți să promezi asta. De fapt, este o mască cumva de marketing în final. Da, îți vând pe Bitcoin, dăm pe Bitcoin, dar la ce îmi dai pe Bitcoin? Dai la valoarea de piață din ziua semnării. Iar în antecontract sau în contractul final de vânzare se va trece dacă a fost pe un Bitcoin, care nu știu cum e acum. 26, whatever, așa. De mii. Pe aia 26.000, mă rog, poate că când o să vă uitați la video o să fie 260.000 și o să zicem, păi, Luca, Daniel, ce video.
să zicem, suma X, pe suma X, practic, tu îmi transferi mie, ca eu notar să pot să autentific, suma asta dintr-un cont într-altul, ca să se vadă clar că s-a făcut transfer. Okay. Adică, în final, tot la layer. Lucrurile sunt un pic mai interesante. Există de cel puțin 2 ani de zile mecanisme la nivel de business prin care sunt posibile tranzacții de vânzare-cumpărare în criptomonedă. A fost acum vreo 3 luni de zile la unul dintre exchange-urile românești, ca să nu-i facem reclamă, nu spunem numele, un webinar în care au fost invitați 2 specialiști, unul care era în domeniul legislativ și celălalt era în domeniul contabil, care au explicat care sunt modalitățile de a justifica și a înscrie în scriptele contabile tranzacțiile în criptomonede. Atenție, nu că eu vând, transfer Bitcoin-ul în lei și îți plătesc ție, și în criptomonede. Ok. Și există deja legislație? Există, da. Nu, există interpretare a legislației care există și există controle pe firmele respective care fac chestia asta și care au trecut, semn că acei inspector fiscal agrează soluția pe care au dat-o expertul contabil și expertul în expertul juridic, da? Chestiile astea funcționale sunt funcționale, există și mai departe. Da. Ok, și poate fi implementată de astăzi, să zicem că da, păi ea funcționează de 2 ani de zile. Deci compania X vrea să vândă terenul din Dumbrăvița. Da. Da. Și poate să primească Bitcoin și se poate, există niște proceduri care trebuie urmate. Nu sunt simple, sunt foarte complicate pentru că încă nu există o legislație deschisă. Bun. Dar aceste proceduri sunt folosite de vreo 2 ani de zile și au trecut focul verificării fiscale, că au venit ăștia de la FIS și au văzut, na, voi ce ați făcut acolo? Ați vândut niște chestii pe Bitcoin. Ia să vedem, ce-i cu chestia asta? Că Bitcoin nu este posibilitatea, adică nu e moneda creată cum e în Salvador, da? Și i-a zis, da, uite-te, asta trebuie să facem în cadrul companiei o descriere a procedurilor și nu știu ce. Au spus ei acolo niște chestii contabile și cum se înscriu și cum se cu cursul de schimb și așa mai departe. Și plătesc inclusiv taxe. E, inclusiv taxe. Taxe plătesc în Bitcoin, plătesc în lei, bănesc. Evident, plătesc în lei. Da. Deci există, e adevărat, ceva de genul ăsta, da, măscarpin așa, dar s-a găsit o soluție care se poate folosi în zilele noastre. Da? Și putem să vorbim după ce încheiem acest podcast, să-ți spun cine e și cum și așa mai departe. Ok. Bun. Deci, m-ai întrebat ce se poate face cu Bitcoin. Ce fac eu? Eu îl acumulez. Să nu-ți imaginez acum că am sute de Bitcoin sau nu știu ce. Tot asta mă întreabă, na, și câte sute de Bitcoin ai? Na, man, lasă-mi. Dar eu îl folosesc ca și instrument de economisire. De ce? Ok. Pentru că am eu fixul ăsta, după ce din 2017 am citit tot ce mi-a picat pe mână despre chestia asta, am fixul ăsta că există șanse mari ca Bitcoin, nu numai că să reziste din punct de vedere ca sistem, că o să funcționeze în viitorii zeci de ani, dar și prețul lui se va duce în sus. Da? Încă o dată, nu este recomandare de investiție. Asta este părerea mea personală, eu ți-o spun ție că m-ai întrebat ce faci cu asta. Ce mai poți să faci? Poți să cumperi orice. De ce? Pentru că există la ora actuală soluții care transformă automat bitcoinii tăi în fiat și poți să plătești cu un card Visa. Da? Du-te la Binance, încarcă niște criptomonede, ia-ți un card Binance, cu el e card Visa și te duci acolo și îți face automat transfer. Da? Deci oriunde, în România și în lume, la ora actuală, dacă ai Bitcoin, poți să faci chestia asta. Și Binance e doar o... Deci eu nu primesc niciun ban de la Binance că îți spun chestia asta acum. Îți spun doar ca să spun că există o soluție. Da? Există alt exemplu. Ledger. Da? Portofelul. Ledger, portofelul Ledger, da? Care e produs în Franța, are chestia asta. Tot oferă un card cu care poți să te duci și să cumperi. Da? Și în care e adevărat că este da. Așa. Adică nu e direct, e tot cu transfer în dar fiat money. Dar poți, da, ai cripto, poți să-i spargi în toate direcțiile unde vrei. Și imediat, fără să vrei să simți să transferi, să plătești comisiunea. Dacă vrei să fii de ăsta hardcore,
te duci frumos pe internet și cauți care dintre comercianții din lume acceptă Bitcoin. Tocmai am citit acum pe Twitter, că na, asta e sursa mea, una dintre sursele de informații, urmăresc sute de oameni pe Twitter, că în Filipine au numărat ei, Filipine, atenție, deci nu e Germania, să zici că, eu știu, whatever, țara, în Filipine au numărat că există 5.000 de comercianți care acceptă Bitcoin. Filipine. În Filipine. Ok. Aia nu că te duci cu cardul Visa, te duci cu portofelul de Lightning Network, uh-huh, aia îți dau un QR code, tu îl scanezi, în mai puțin de o secundă e plata făcută. Da? Deci funcționează și direct. Asta doar pe Bitcoin? Sau și pe altcoin? Nu, pe orice. Pentru că în principiu ăștia, pe Bitcoin în mod sigur prin Lightning Network, dar sunt comercianți care acceptă Bitcoin, ce mai acceptă? Acum nu știu să-ți... Ethereum, probabil. Ether, da, Bitcoin Cash, diferite criptomonede care sunt, eu, de obicei 4 sau 5 care sunt acceptate sau mai folosite pentru plată. Dar, în esență, Bitcoin-ul în ultimul timp foarte mult a început să, să fie utilizat și să fie... De exemplu, și eu accept pe la mine pe shop-ul meu, la lucadezmir.com/shop, ca să-mi fac și eu reclamă, dar conform legislației române, mi-e mai ușor să accept printr-un procesator intermediar, care ia Bitcoin-ul, îl transformă automat în, în lei și pe mine mă plătește în lei. Da? Dar eu m-am gândit că, pentru mine a fost simplă chestia asta, e foarte legală, am semnat contracte, whatever, este o modalitate de a arăta că există posibilitatea să-ți cheltui Bitcoin-ul dacă vrei asta. Da? Și îți spun că am cel puțin 2 sau 3 comenzi care mi-au cumpărat oamenii cărți electronice, au plătit în Bitcoin și mi-au scris acolo la nume, prenume și adresă XXX. Da? Din de orbul scoate ochii, el așa a vrut să plătească cu Bitcoin și să nu scrie numele și să downloadeze un produs... gratuit, nu gratuit, un produs virtual. Da. Uh-huh. Da. Deci astea sunt cele două chestii majore pe care le poate face Bitcoin. Bitcoin va fi, de fapt, revoluția Bitcoin este undeva în spate, nu o să o vedem, ea va exista, pentru că există două direcții pe care majoritatea oamenilor care sunt în domeniu nu le-au imaginat că o să existe legată de Bitcoin. Da? Și aici iarăși putem să vorbim. Una dintre ele este Bitcoin ca și metodă de a echilibra, rebalansa rețelele electrice care funcționează prin producție de resurse regenerabile, vânt și soare. Da, îți spun imediat foarte pe scurt. Okay. Și doi, Bitcoin ca și de fapt Lightning Network, această rețea de plăți foarte rapide și foarte ieftine, ca și engine, ca și motor din spatele plăților, transferurilor de bani și a plăților electronice în shopping. Da? Există o firmă care se numește Strike, care e al lui Jack Mallard, și care tocmai a lansat în 65 de țări un sistem de transfer de monede, dintr-o monedă, din moneda ta în moneda cealaltă, nu ai, nu știu, dar ea funcționează pe bază de Bitcoin în spate. Da? Ce face? Transferă, să zicem că tu vrei să cumperi o chestie din Bangladesh, că vorbeam de Bangladesh, da? o chestie de artizanat din Bangladesh. Tu plătești în lei, ăla plătește în monedă, ăla plătește banii în moneda lui națională. Dar la mine se iau ei, se transformă, lei se transformă în satoshi, microdiviziuni de, de Bitcoin, se transferă satoshi până în Bangladesh, unde se transformă satoshi în moneda lor națională. Deci, cum ar veni, Bitcoin e under the hood, e motorul de sub capotă, nici nu știi că se folosește. Dar ce înseamnă asta? Pe măsură ce Strike și se lucrează, Michael Saylor de la MicroStrategy lucrează la o soluție pentru firme tot așa, pe bază de Lightning Network, pe măsură ce aceste servicii foarte rapide, foarte ieftine vor crește în volum, va
fi o cerere tot mai mare de Bitcoin, mă înțelegi? Pentru că ele vor fi necesare pentru acest sistem de transfer de bani sau de plăți electronice. Cerere mai mare pe o cantitate fixă de bani înseamnă creșterea prețului. Da? Sunt N chestii de genul ăsta pe care pot să ți le povestesc. De ce zic eu că există șanse mari ca Bitcoin să ajungă, dacă vrei sume, 1 milion, 2 milioane, 3 milioane, un Bitcoin? Nu știu, o să vedem. Că dacă dolarul ajunge 3, sigur că o să fie 3 milioane. Da? Și a doua chestie care e extraordinară este această rebalansare a rețelelor. Ce se întâmplă? În momentul în care, să zicem, bate vântul de nebunești, în Germania, care are foarte multe eoliene, se produce o cantitate foarte mare de curent. Ei, asta ce face? Încarcă rețeaua respectivă. Poate să bată, de exemplu, vântul noaptea, când lumea nu consumă curent. Dar muriștile se învârt. Da, și n-ai infrastructura acum să transfere energia dintr-un punctul A în punctul B. Dar n-ai consumator, e noapte. Nu, dar ar putea fi, nu știu, ai putea să o transferi undeva unde ai avea nevoie, în altă parte a Europei, de exemplu, știi? Dar încă n-ai infrastructură. De tot noapte. Unde poți fi un consumator industrial mai mare, știi? Să zicem. Da. Și atunci ce se face? La ce se folosește Bitcoin? Ca să minezi, la ce se folosește Bitcoin? Ca să folosești minerii de Bitcoin ca să preia această energie în exces, ca să echilibreze rețeaua electrică, care se supraîncarcă de producție și nimeni nu consumă, poate să sară siguranțe în toate direcțiile, și minând Bitcoin produci niște bani. Acea energie nu se pierde. Am intuit că aici o să ajungi, când ai zis prima oară de solar, da. Asta e una. Cealaltă e și mai mișto. Există ceea ce se numește flare gas. Flare gas e gaz de sondă. Imaginează-ți o sondă în Alaska, unde nu ajungi decât cu elicopterul, da? Și aia produce niște petrol și gazul de sondă îi produs secundar. Gazul ăla de sondă, care e extrem de poluant, se aruncă în atmosferă, pentru că e la dracu împras din sonda aia, n-ai cum să tragi nicio țeavă, nu ai niciun consumator acolo, da? Și ce produce? Efect de seră. Da, gaz metan care e 16 ori mai puternic decât CO2, da? Corect. Și ce fac băieții? Se duc cu containerul, îl aruncă acolo, în container sunt mineri de Bitcoin, leagă duda, cum zicem noi în Banat, țeava de gaz de sondă, metan sau hidrocarburi de genul ăla, la un motor care produce energie electrică, care alimentează minerii de Bitcoin, printr-un Starlink, o legătură din asta de satelit care produce internet, minează Bitcoin și produce bani. Care este avantajul? Nu se mai poluează atmosfera în cantitatea aia mare de gaz, care, cum ai zis tu, metanul e mult mai, are efect de seră mult mai mare decât bioxidul de carbon care rezultă din gazele de eșapament la respectivul motor. Păi și până unde poate să meargă asta? Că ai spus că deja sunt 19 milioane minate și alte 2 milioane în cât timp se estimat în felul ăsta? Până în 2154. Ah, ok. Din timp în care fabricăm altă soluție. Nu. Pentru că minarea are două laturi. Una dintre laturi este faptul că se produce, adică ce fac minerii? Ei iau tranzacțiile și le pun în blocuri. Blockchain este o succesiune de blocuri. Deci ei iau tranzacțiile, le pun într-un bloc și pentru asta primesc niște Bitcoin. Cine reușește să mineze blocul respectiv, e un fel de concurs între toți minerii care dau rezultatele la niște... nu sunt calcule matematice, trebuie să ghicești niște hash-uri. Și cine ghicește mai repede hash-ul respectiv, ăla primește banii pentru blocul respectiv. Dar în același timp există și transaction fee, o taxă per tranzacție. Deci minerii câștigă din două locuri. Din această taxă de tranzacție, care momentan e foarte mică, pentru că e de cât deci tranzacția poate să fie acum pentru o tranzacție 3 sau 5 dolari, ceva de genul ăsta la Bitcoin. Și din costul, mă rog, ce primește pentru realizarea unui bloc, care e de, nu știu, 100 și ceva de mii, ceva de genul ăsta acum, de dolari. În viitor, dacă Bitcoin ajunge în 2150, eu știu, 2 milioane, 3 milioane, automat taxele de tranzacție
devin foarte interesante. Pentru că pe măsură ce timpul transferul, trece... Nu? De Bitcoin da, contract. Okay. Da, mm-hmm. Pentru că eu plătesc... Eu când vreau să-ți transfer ție niște Bitcoin, trebuie să plătesc o taxă de tranzacție. Taxa da. De tranzacție e ca și la Uber. Dacă e înghesuială mare, taxa e mare. Dacă nu e înghesuială, e taxa mică. Da? Mm-hmm. Când te duci la Uber și vrei să te duci la ora 5, când toată lumea iese de la servici, o să plătești niște prețuri foarte mari la Uber. Da? Așa e și aici. Când toată lumea se înghesuie, sunt taxele mari. E per Bitcoin sau per e per tranzacție. Pe tranzacție. Okay. Per tranzacție. Dar în momentul în care Bitcoin o să fie foarte scump, automat... Deci ăsta e modelul, o să vedem ce o să se întâmple în 100 de ani, 120 de ani. Nu prea are nimic asta cu imobiliare. Hai punem și o întrebare de imobiliare. Nu are. Are pentru că îmi răspunde la o întrebare care e pe buzele multor oameni care vin către mine. Cum împăcăm cel două lumi? Da? Okay. Cum, cum poți să folosești Bitcoin pentru a cumpăra imobiliare? Poate cum transfer store of value Bitcoin în store of value imobiliare? Că și imobiliare tot un store of value sunt în final. Da, dar spre deosebire de Bitcoin nu poți să folosești ca și mediu de schimb imobiliare. Poate fi numai că este cu o lichiditate mai scăzută. Dacă nu are lichiditate, da. Transferă-mi adică eu un apartament de aici în Bangladesh. Nu poți să transferul ca un apartament acum, dar pot să am un store of value pentru, da. Chiar și pentru niște ore. Nu stă nimeni să cumpere, să vândă în aceea zi, dar poți să faci treaba asta. Adică poți să mergi la notar astăzi și în aceea zi să mergi să semnezi vânzare. Ăștia care se plâng de Bitcoin se plâng că un bloc e la 15 minute și că tranzacțiile se validează la 15 minute. De fapt, în Lightning Network se validează instantaneu pentru că toate tranzacțiile se adună niște pool de tranzacții și se echilibrează între ele și se face pe foarte rapid. Dar pentru noi care suntem născuți înainte de 1989, chiar și câteva ore sau câteva zile nu e mediu de schimb, asta este e clar. Okay. Da. Dar acum, ca să nu ne înțelegeți greșit, acest podcast nu a fost despre mutați-vă toți banii în Nu, în niciun caz. Pe departe nu este. Din contră, zona aceasta, cu excepția oamenilor precum Luca, care o stăpâneți foarte bine, este extrem de riscant. Așa este. Da? Așa este extrem de riscant. Este la capătul spectrului de foarte riscant. Așa este. Da? Și întrebarea e de ce eu fac imobiliare și cripto? Poate fi întrebarea asta, dar aș vrea să împăcăm cumva, să îmbrăcăm complet, pentru că noi suntem aici în primul pe un canal care are precădere în zona investiției imobiliare, dar are mai mult, are precădere către a asigura o prosperitate celor care ne urmăresc, mai crescută decât acum o oră când vă uitați la acest podcast, că deja au trecut mai bine de oră, nu știu dacă dai seama. Sunt deja la o oră și un sfert. Și împăcarea eu o văd așa, pe principiu diversității, da? Și pe principiu acumulării în timp într-o formulă echilibrată. Da? Adică e ok, mergi în zona asta care este high risk, dar are și potential de high reward. Întotdeauna când e high risk e și potential, adică risc ridicat, câștig ridicat. Mergi și în zona de low risk, low reward, obligațion, da? Mergi și în zona middle way, da? Atât imobiliare cât și poate o parte din zona de acțiuni, care sunt medium risk, mid to high reward, depinde de cum investești pe ce principii, și zona de acțiuni care se duce, să zicem, partea de trading cumva, că ce deja în zona de risc. Și mai departe vezi și ți potrivește. Pentru că sunt oameni care reacționează mai bine la risc, sunt oameni care nu, care spun, băi, e munca mea, vreau să știu că sunt într-o zonă în care câștig X la 100 pe an, dar sunt mulțumit cu asta pentru că în timp se compune și ajung să am câștig pasiv destul de bun. Și acum poți să vii să spui, tu cum împaci aceste două lumi? Și asta ar putea să fie mesaj de final și să păstrăm subiectul pentru un viitor. Poate chiar vreau să te invit să mai dezvoltăm subiectul pentru că sunt puține persoane care pot să am această discuție în România. Deci o întâlnesc și mă bucur că a adus discuția aici, absolut un pic nepregătit, eu onest, n-am crezut că o să stăm așa de mult în zona de cripto, dar mi-a plăcut așa de mult discuția, încât am lăsat-o să curgă. Hai să spun, ca să intrăm, să ieșim din teoretic, să intrăm în practic. Hai să spun o posibilă strategie, încă o dată, nu e recomandare de investiții, o posibilă de strategie prin care poți să le aduni pe cele două extreme. Să zicem că ești dispus să investești o anumită sumă de bani în cripto, da? Cu riscurile de rigoare. Și în general se vorbește undeva între 1 și 3% din portofoliul tău. Uh-huh. Și să zicem că ai
fie norocul că așa e în altcoins, deci în monedele astea alternative, să faci un 100 ori sau un 1000 ori, da? Să zicem că investești 1000 de dolari și prinzi, ai norocul ăsta fantastic să prinzi un coin care se face 1000 ori, da? Eu știu, a fost Dogecoin și din astea. Din 1000 de dolari faci un milion. Dacă vinzi când trebuie. Corect, aici e altă discuție. Dar da, să zicem, facem un exercițiu de imaginație. Da? Tu riști 1000 de dolari și știi că poți să-i pierzi pe toți, dar să zicem că ai dat o palmă la noroc și ai câștigat, să nu zicem 100, 1 milion de dolari, să zicem că ai câștigat 100 de mii de dolari. Da? Poți să faci cash out și să cumperi de 100 de mii de euro un apartament. Fair. Ok? Da. Ce fac? Îți dau un exemplu de investitor pe care îl știu, eu nu vreau să dau nume, dar poate o să afli vreodată numele lui. Ce face? Acumulează Bitcoin și la fiecare vârf de piață, când se duce sus Bitcoin-ul, vinde jumătate. De fiecare dată, statistic vorbind, până acum, întotdeauna vârfurile de piață, vârful de piață actual este mai mare decât vârful de piață anterior cu un factor de multiplicare între 7 și 20. Da? Și atunci el ce face? Vinde jumătate, cumpără imobiliare, mai așteaptă cu cealaltă jumătate încă un ciclu de piață care e de 4 ani de zile în medie, vinde jumătate din ce i-a rămas, dar jumătatea aia e de factorul de multiplicare, de 7 ori sau de 10 ori sau de 15 ori mai mare decât vârful anterior. Mai cumpără niște imobiliare. Și face toată chestia asta tot la 4 ani. Înțelegi? Poate, deci e foarte bun. Între timp el mai acumulează Bitcoin cât poate. Evident că randamentul extraordinar s-a întâmplat când Bitcoin nu ai putut să-l cumperi cu 100 de dolari, 1000 de dolari, acum e 26. Dar și așa, dacă te gândești că acum ai 26.000 de dolari și iarăși există posibilitatea, nu zic că se întâmplă, nu săriți acum și cumpărați Bitcoin, că e posibilitatea să ajungă la 200.000 de dolari un Bitcoin, 1 milion de dolari un Bitcoin, 3 milioane, nu știu, nu pot să știu, n-am de unde să știu. Da? Dar există posibilitatea asta, dacă ești dispus să riști un 1% sau un 2% sau un 3% din capitalul tău și îți asumi riscul că poți să pierzi tot, pentru că se poate întâmpla să vină o catastrofă și eu știu, să dispară Bitcoin. Dar dacă îți asumi acest risc, s-ar putea, care este mare, s-ar putea să ai norocul să prinzi această multiplicare și să aloci acest profit extraordinar către o zonă foarte safe, cum sunt imobiliarele. Aici. Cu acest mesaj aș vrea să vă lăsăm echilibrat spre a explora mai departe materialul lui Luca pe care are pe site-ul său și pentru că știu că v-a plăcut foarte mult, scrieți în comentarii dacă mai vreți să facem un episod 2 la următoarea vizită a lui Luca în Timișoara, în București sau la vizita noastră în următoarea perioadă în Transilvania și în Banat. Încă un material. Și dacă da, scrieți și ce ați vrea să explorăm. De acolo eu deja am niște teme pe care le-am văzut. Cred că e un subiect extrem de ofertant. Extrem de ofertant. Am multe de povestit, dar na. Da, extrem de ofertant. Timpul e scurt. Mi-a plăcut această separare pe care ai făcut-o, care acum a făcut sens și pentru mine. E prima oară când face sens cu adevărat. Deci Bitcoin și restul. Asta este esențială. Da. Dacă atât, cu atât pleacă publicul tău de la această emisiune. Că Bitcoin e o chestie care e diferită total de ce înseamnă altcoin în toată cealaltă zonă. Eu sunt extrem de mulțumit. Pentru că face sens și pe principiul Pareto pe care eu îl văd ce fac în general în 20-80, în așa, așa e. 20% din efort în 80% din rezultate. Așa și așa este și aici. Bitcoin ia cu 20% din energie, 80% din rezultate. Bă, nu, este o estimare făcută în alte domenii care se vede că se poate... se poate urmări și aproape în orice, în natură și în lumea, să zicem, antropomorfică, lumea creată de oameni. Luca, mersi foarte mult că ai fost lângă noi. A fost o discuție cel puțin energizantă pentru noi toți. Da? Mulțumesc. Ai un spirit foarte fain așa, l-ai adus aici. Da, nevastă mi-a zis, băi, nu mai țipa când vorbești, nu mai țipa. Eu ce să fac, ne-am aprit, dar asta este situația. Asta, cu asta se conectează și oamenii, sunt sigur. Deci când vor vedea a ta pasiunea pe care o pui în acest domeniu și de care e nevoie ca să poți să găsești energia să-l descoperi, eu
m-aș uita de pe canapea cu tot dragul la acest podcast și vă invit pe toți să faceți asta. Renunțați la canale de TV și alte lucruri. Stați pe acest podcast și imitați și alți prieteni să-l urmărească. Și intrați pe lucadezmin.com dacă vreți să vedeți și alte materiale pe care Luca le face în această zonă. Sunt și materiale gratuite, nu e nicio problemă. Da, sunt o mulțime de materiale gratuite. Și nu uitați, dați scrieți în comentarii dacă mai vreți să mai vedeți pe Luca și ce vreți să discutăm concret din lumea crypto and real estate, pentru că subiectul nostru principal este pe acest canal, în a crea prosperitate pentru viețile noastre și companiile noastre, investind inteligent în imobiliare. Luca, mult succes cu ceea ce faci. Da? Stai că nu prin București, că aduci un spirit fain, așa ne ajută și pe noi. Aici să păstrăm energia sus și nu, să ne vedem cu bine în următorul material. Mulțumesc! Da? Toate bine tuturor! Nu uita să dea subscribe la canal și să ținem aproape pentru săptămâna următoare, când vom avea din nou invitați la fel de zâmbăreți. Și sperăm măcar la jumate energia lui Luca. Toate bune, Luca. Toate bune.